altfel parcă lucrurile dacă am înțeles ce înseamnă congruența triunghiurilor. Că tot necazul venea de la congruența triunghiurilor, de la construcție, de la înțelegerea noțiunii acestea. Iată acum o să gândim problema aceea. Vă amintiți dreptunghiul, se dă dreptunghiul acela cu multe întrebări, da? Hai să vedem. Care problema care ați făcut-o? Care am propus-o, am început-o noi, dar n-am dus-o la capăt. Nu, că ci când am învățat două chestii. Nu știu. Mediatoarea era cu grățina, știți? Dar o să rezolvăm și problema aceea. Deocamdată, măcar congruențele cele toate să le facem. Sunt vreo 5 acolo, ca un antrenament. Deci, spunem așa. Cum era problema? Se dă dreptunghiul. Se dă dreptunghiul ABCD. Așa. E dreptunghiul ABCD. În care triunghiul A, B, C, D. Aici am construit un triunghi echilateral. Da. B, C, E. Cum construim cel mai ușor triunghiul ăsta echilateral, Adi? Ca să construiești pe latura BC în exterior un triunghi echilateral. Păi luăm vârful compasului aici și mărimea și destelăm acolo. Schimbăm. Destelăm în partea cealaltă. Se întâlnesc aici uneva și asta este... Dar cea mai important trebuie să zicem că toate laterele dintr-un triunghi au 90 de... Toate unghiurile dintr-un triunghi au 90 de... Dintr-un dreptunghi. Dreptunghi, așa. Și toate unghiurile de 90 de grade și încă ceva. Laturile opuse sunt paralele și congruente. Da. Da? Paralele și congruente, lucru foarte important. Deci asta e cât asta... Și paralel, acum paralelismul l-aveți pus la punct, la felul ăsta cât asta. Deci, E aici și F în partea asta. Deci, E și F triunghi lateral. Să arătăm Adi și Miruna. Toți vă zic Adi, pentru că pe el vreau foarte... vreau să fii atent la lecții. Dar prin Adi toți subînțeles pe oricare dintre voi subînțeleg, da? Deci, în ipoteză, am așa A, B, C, D. Ce am subscris? Dreptunghi. Avem că BC e triunghiul BCE și triunghiul ABF. Și triunghiul ABF e echilateral. Ce știe Anca? Anca e bine? Da. Anca, ce știe despre un triunghi echilateral? Are toate laturile egale, congruente. Da. Și unghiurile? Toate unghiurile 60 de grade. Deci toate laturile și toate unghiurile 60 de grade. Da? Ce bine ar fi. Și ăsta sunt tot așa. Și acum, noi vrem să arătăm că în concluzie am vrut să arătăm așa, că triunghiul, că DE congruentă cu AE, congruentă cu CF, congruentă cu CF, congruentă cu DF și congruentă cu FE. Trebuie să ducem niște linii. Hai să vedem asta. Mai întâi DE cu AF. Să spunem. Păi să le încadrăm între unghiuri congruente. Deci DE și cu AE ca să fie congruente, ce bine ar fi să descoperim două triunghiuri. Care să fie congruente. Și în care să intri laturile acestea. Da. Și așa, uitându-te tu, din toate datele problemei, care ar fi cele două triunghiuri în care intră DE și AE? CDE și AEB. Deci fie triunghiurile fie triunghiul, vreți? Demonstrația, începem, da? Am ca vorbă și tu, fie triunghiurile care. ABF. Nu. ABI e ca singur. Da? ABE și triunghiul DCE. DCE. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au. Au DE și AE. Nu știu câți concrete, tocmai trebuie să arătăm. Deci, despre aceste două nu le putem lua în discuția asta și cu asta, că tocmai trebuie arătate. Miruna, ce au cerut? De ce și AB din ipoteză? De ce cu AB? Din ce motiv de ce și cu AB? Pentru că știm că un dreptunghi are le opuse, paralele și congruente. Te numești tu, că am uitat. Mihai. Atent, Mihai, că te bag și pe tine acum, da? Te întreb. Deci, cele două triunghiuri au. De ce, Mihai, de ce vorbește? De ce congruent cu? De ce congruent cu... Cu BA. Cu BA. Sau AB, zicem, da? AB, din ce motiv ne-au? Pentru că au... Sunt laturi opuse ale dreptunghiului ABCD, da? Și în paranteză scriu ABCD dreptunghi. Pentru dreptunghi și într-un dreptunghi laturile opuse sunt congruente două câte două. Ce mai au cele două triunghiuri? Latura asta câte asta? C cu B și D cu A. C cu B și D cu A. D cu A. Au, dar D, A și C, B sunt laturile opuse ale dreptunghiului de aici. Da. Dar nu sunt laturi ale triunghiului nostru. Pe triunghiul ăsta are trei laturi. D, C, C, E, D, E, E, B, B, A și A, E. Despre A, E și D, E, două mai trebuie să dovedim că sunt congruente, nu intră în discuție. Altceva ce mai au cele două triunghiuri. Ai spus că latura asta e cât asta din cauză că sunt laturile ale dreptunghiului. Și încă ce mai au, Mihai? Adi, ce mai au? Păi, ăsta... Știm că CBE e isoscel. Nu isoscel, e echilateral. Așa, echilateral. Vezi ce-ți fac, da? Cum te văd un pic neatent, nu te pun să vorbești. Și așa vă fac la fiecare. Vă surprind și să este în direct și se vede de la toată lumea. Să aude că ești în priză sau nu. Adică răspuns sau nu. Deci ce mai știi? Ce e? Cu cine este? Cu EB. Din ce motiv ce e cu EB? Pentru triunghiul CEB e echilateral. Deci spunem și că ce e congruent cu EB, din motivul acesta, BCE, triunghiul BCE, e echilateral. Latura ale triunghiului e echilateral, asta am spus, da? Și Miruna mai au ce? Un unghi. Care ne trebuie foarte tare? DCE cu ABE, pentru că DCE, unghiul ăsta îți trebuie neapărat, cu ABE, din ce motive? Pentru că, de exemplu, avem 90 de grade plus 60 de grade. Nu ăsta e motivul. Ți-ți trebuie neapărat unghiul ăsta pentru ca să te plasezi în cazul de congruență latură, unghi-latură. Da. Deci ăsta e motivul foarte tare. După ce am văzut cazul de congruență, acum sper tu să te poți plasa în cazul ăsta de congruență. Latură, unghi, latură. Două laturi le ai și unghiul dintre ele. Nu am tot mai vorbit? Ei, ce spui, Mihai? Este oare adevărat că unghiul de ce e ați fi cât ABE? Da. De ce? Pentru că sunt dreptunghi care laturile opuse sunt egale. Corect? Într-un dreptunghi, laturile opuse sunt congruente. Am vorbit de asta. Da, și triunghiul că EB este echilateral. Dar de unde știi tu că unghiul ăsta așa tot e cât ăsta de aici? Ce motiv ai tu? Încercați să intrați în problemă, că stați așa deasupra, atât de simplu. Adi, de ce crezi tu pe unghiul? Păi știm că toate unghiurile dintr-un dreptunghi au 90 de grade și unul ăsta, și unghiurile dintre unghiul echilateral au 60 de grade. Și facem 90 plus 60 de grade. Că... Așa mă, deci ăsta tot se compune dintr-un 90 ca unghi al, da, al dreptunghiului. Și la care se mai adaugă și unghiul ăsta de 60 ca unghiul trunghiului teatrală. Deci, e clar că unghiul, putem spune acum că de, vorbește Adi, de ce? De ce e congruent cu... Congruent cu e, nu, abuie. Așa, cu abuie. Și în paranteză spunem că este un 90 de grade plus 60 de grade, care fac 150 de grade. Da. Ca să înțeleagă tot omul. Adică și ăla B, unghiul B are tot atâta 150 și B-ul din același motiv, că e tot un 90 cu un 60, deci fac tot 150, da? Da. Și acum, conform cazului din astea trei, da, lucruri care le avem clare, rezultă de aici cazul latură, unghi latură. Și atunci triunghiurile luate în discuție sunt cum? Congruente. Triunghiul A. A, B, E. Congruent cu triunghiul DCE și fiind congruente triunghiurile și celelalte elemente sunt congruente două câte două. Celelalte trei. Uite, da, pe trei le-am prins. Hai, pe trei le-am prins din ele. 6 sunt de toate. Da. 6, 3 laturi și 3 unghiuri. 3 le-am prins. Mai sunt încă 3. Care sunt celelalte 3, Mihai? Care mai trebuiesc punctate, pentru că avem voie să o facem câtă vreme trebuie să sunt congruente. Unghiul de... Lasă-l să vedem ce spune. Unghiul de E. De E. Unghiul de E. Păi când ai zis de E, e un segment. Zic că asta nu-i luat în... Latura de E. Latura de E este egal cu latura AE. Este congruentă cu AE. Deci să zicem DE congruentă cu AE. Da? Asta are și cea de-a treia latură. Două au fost luate acum, am luat-o și pe a treia. Ceea ce trebuia să avem de demonstrat. Da. Și încă două unghiuri de luat. Un unghi de aici, cu care unghi? Mihai, unghiul de aici, adică citește prin 3 litere. Că e de... Că e D, când ai zis că e D, m-ai dus la asta. Bun. Nu, nimic. Mă opresc la aici. Ce e D, cu care crezi tu că va fi congruent? Ce e D, cu care? Cu A, E, B. Cu A, E, B. Așa ți se pare ție. Dar ce motiv ai tu să spui că unghiul ăsta nu este cât ăsta? Trebuie să ai un motiv temeinic. Pentru că... Că eu vreau să zic așa, că triunghiul echilateral are toate unghiurile de 60 de grade. Dar nu, mă, dar nu, că eu vreau să zic altul. D, ăsta, C, D, E și B, A, da, B, A, E asta. Bun, dar tot la urma unei și ăsta trebuie în scară. Tati, hai să ne ducem aici. De ce crezi tu că, de ce nu am luat el unghiul de aici? Adică, de ce nu l-au pe unghiul ăsta de aici, dintre unghi, cu unghiul ăsta altul de aici? De ce nu l-a zis ăsta cu ăsta? Ce motive are el ca să fie oprit la ăsta de aici cu ăsta de aici? Ce știm despre cele două triunghiuri? Ăsta luat în discuție acum. Că sunt congruente. Categoric. Da. În triunghiuri congruente. Li se opun laturi congruente. La unghiuri congruente. Li se opun laturi congruente. Și reciproc. Dacă laturile sunt congruente, atunci ele sunt văzute de unghiuri congruente. Asta e motivul. Deci, la laturi congruente, între unghiuri congruente, se opun unghiuri congruente. Deci ăsta e motivul. De asta au luat. Deci spunem și noi așa. Cum DC e congruent cu AB. Cum DC congruent cu AB, rezultă că și unghiurile care sunt opuse, adică ce e de, congruent cu unghiul care Miruna? Cu B, E, A. Foarte bine. B, E, A. Atenție că așa vă surprind și sunteți, nu știți care trebuie să răspundeți, da? De ce așa? Am clarificat chestia asta. Deci, iată unghiul ăsta. Ce e D cu B, E, A. Și unghiul, adică unghiul, eu care l-am zis C, D, E și cu B, E. C, D, E. C, D, E. Congruent cu B, A, E. De ce, Anca? Pentru că avem unghiul... De ce C, D, E cu B, A, E? De ce ăsta de aici cu ăsta de aici? AB, AD cu CB din dreptunghi, dar AD nu intră, nici BC nu intră. N-am eu treabă cu asta, dar totuși, de ce a rămas, de ce s-a oprit ei? A rămas al treilea cu al treilea, ar trebui să spun și așa. Dar ce argumentul acela care vreau eu? Unghiul E, A, B. Spre cine se uită din triunghiul ăsta? Spre ce latură se uită? B, E. B, E. B, E cu cine este congruent din triunghiul celălalt? Ce E? Lui ce E cine se opune? C, D, E. Da? C, D, E. Ăsta e motivul, da? Așa trebuie să mergi. Tu ești la unghiul ăsta, te uiți la ce latură să o pune, latura asta cu cine-i congruent din latura celălalt și îl duci la unghi. Foarte simplu. Da? Deci, din cauza că avem că B e congruent cu ce e. B e congruent cu ce e. Deci noi nu ne-am oprit să arătăm numai simplu lucru că laturile acestea D, E și cu A, E sunt congruente. Deci am vrut să facem mai mult. Da? Vreau acum să-mi arăți, Adi, că D, E este cât e F. D, E cât e F. Asta. Da, D, E congruent cu EF. Vezi, avem și asta, nu? Uite, acolo, în cele 5 segmente, am și că D E cu EF. Da. Eu asta vreau să mergi. D E cu EF. Păi, ce bine ar fi dacă le-am încadrat în triunghiuri congruente care să conțină laturile congruente. Adică... Am spus ca să... Ce bine ar fi să le găsim. Surprindem în două triunghiuri care să fie congruente, că atunci ar fi sigur congruente. Păi, eu aș lua așa, fie triunghiurile CDE și triunghiul CFB. Profesorul e în fău cu eu. Nu, atât. I-a zis cu EF. Eu am zis cu EF. Așa. Și ați numit ce cu... Așa. Cu ce e atunci? Cu ce e? Cu ce e, da. Așa, bun. Deci cu ce e, vreau, da? Păi și-am zis, fie triunghiurile, triunghiul D, ăsta, C, D, E... De ce Vlad se gândești la C, D, E? Mihai, de ce se gândești la C, D, E? Ce motive are de el să opri la triunghiul C, D, E? În acțiune de E, pentru că ne-am sucat ca să dovedim că de E... Deci fiindcă conține latura de E, mă. Deci să oprim la C, de E, fiindcă conține latura de E. Și acum trebuie să umble după un alt triunghi care să conține pe CF. Caut un alt triunghi care să conține pe CF. Anca, pe cine crezi tu? Deci, de ce E, e bătut în cui. Clar, că conține așa. Pe DE. CF. Hai, cum mai mult curaj? CBF. Cu triunghiul CBF. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile DCF. DCF. Și triunghiul ABF. ABF. cele două triunghiuri, CDE și ABF. Despre cele două triunghiuri, acum pornim bătălia. Vlad spune, Mihai. Spune Mihai, cele două triunghiuri ce au? Cauți să vezi elemente ale celor două triunghiuri care să te ducă spre un caz de congruență. Păi, latura CE este congruentă cu CB. Ce e? Este congruentă cu CB. Foarte bine. De ce ce e? Pentru că este un triunghi echilateral. Gata, băi. Corect, Mihai. Deci, ce e? Să scriem și noi. Ce e? E congruentă cu CB. Latura, în paranteză spun, triunghiul CBE echilateral. Triunghiul CBE echilateral. Toate laturile sunt congruente. Ce mai au cele două triunghiuri? Am înțeles că latura aceeași cu aceea. Mihai? Mai am comun DK și FB. DK. Latura DK și cu? BF. Dar de unde știi tu că sunt congruente, mă? Că nu-mi dau seama. De unde știi tu că DK și cu BF. El se duce la DK și BF. E foarte tare că se gândește la DK, care e o latura triunghiului ăsta, și BF, care e latura triunghiului CBF. De acord. Dar de ce? Eu mă gândeam ca la DE și la CF. Eu mă gândeam la DK cu AB. Vedeți în sub, dar acum din problemă ați făcut vraiște. Când aveți răbdare să vedem ce vrea să spună el. Deci, de ce și cu BF? Voi nu sunteți de acord să ne uităm la asta? Miruna, tu de ce nu ești de acord? Ce? La care alte două laturi? DK cu AB. DK cu AB. Păi dar AB intră în triunghiul CBF? Nu. Deci eu trebuie să mă duc la elementele triunghiului respectiv. Nu mă interesează așa DK cu AB. Adică dacă ai tu vreun motiv. Păi nu. Ia uite-te mai bine. Oare DK cu BF? Mihai, DK cu BF s-or fi congruente? Ce zici tu? Da. Din ce motiv? Da, chiar. De unde știi? Corect. De unde știi? Ține și nouă ca să percepem mai bine probleme. Dar triunghiul ABF ce este vorbind? Care? ABF. E echilateral. Da. Aaa, și ABF e congruentul cu DK. AB cât BF, iar AB cât DK. Deci înseamnă că DK e cât BF. Ce? Pe ce vorbim? Păi aici trebuie să fim foarte clari. De aceea, doar atâta. Ați avut un intermediar pe AB și trebuia să vă duceți la legătura de DC cu BF. Datorită lui AB. Suntem în dreptunghi. Laturile opuse sunt congruente. Suntem în triunghi echilateral. Asta e cât asta. Deci asta două treime. Corect. Da? Așa trebuie văzut. Corect. Hai să zicem și noi. Zicem așa. Aici muncim. De ce? Zicem de ce e congruentă cu AB și în paranteză spunem ABCD dreptunghi. ABCD dreptunghi. De altă parte, AB e congruentă cu cine? Mihai. AB este congruentă cu DK. AB cu? Cu DK am zis. AB cu DK. Cu BF. AB cu BF. Din ce motiv, Mihai? Pentru că AB este egal cu DK și DK este egal cu BF. Nu mai. De ce AB cu BF? Ce motiv ai AB cu BF? Anca, de ce AB cu BF? Pentru că ABF este echilateral. Așa, măi. ABF triunghi. ABF triunghi echilateral. ABF triunghi echilateral. Și acum, din astea două, DC cât AB, iar AB cât BF, înseamnă că DC cât BF. Corect. DC congruent cu BF. Și iată, la cele două triunghiuri, la astea două triunghiuri luate în discuție, ăsta, adică DCE și cu CBF, au în clipa de față latura de asta de aici, v-am spus mai devreme, e cât asta de aici, ca latura triunghiului echilateral, iar asta de aici, cu două liniuțe puse, e congruentă pentru că am muncit aici, am demonstrat. Ce unghi ne-ar trebui obligatoriu la cele două triunghiuri? Ce unghi ne-ar fi de mare folos, Anca? Ce unghi? Ca să ne ducem latură, unghi, latură. Ce unghi ar fi de mare interes acum pentru cele două triunghiuri ca să ne plasăm în cazul de congruență? Tocmai. Unghiul dintre cele două laturi, cum spuneam. Deci, DC e cât A, decât BF, CB e cât ED. Acum, ca să fie treaba acolo, exact unghiul dintre cele două laturi, da? Perechi de laturi. CBF, exact. CBF, unghiul ăsta. Ce bine ar fi dacă ar fi congruent cu care unghi? Păi D-A-F. Ce cauți cu D-A-F? Că este în alt triunghi. Eu aici mă gândesc la triunghiul DCE. Cu DCE. Adică cu ăsta. Ce părere aveți? Sunt oare aceste două unghiuri? Dar de ce? De ce? Să vedem. Să vedem, să vedem. Hai să vedem, Adi. De ce? Cât are unghiul ăsta? Cât e de mare? Din cine e compus? Mamă, că am zis că e de 90 plus 60 de grade. Dar ăsta de aici, din cine e compus și el ăla? De numai 60... De 90... Ai uzat 90 cu 60? Aaaa! Băi, dormiți în papuci, mă. A, da, da. Păi nu-i dreptunghiul și cu... Tot așa, exact situația ceilalți pe colțul ăsta. Da, aia mă derutat. Păi cum, n-ai voie să fii, trebuie să fii pe fază. Deci unghiul, ce să spunem în A, deci te rog, uitează. Unghiul care, cu care? Unghiul DCE. DCE. Congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul ăsta. CBF. CBF. Și spunem câte grade? 90 de grade plus 60. Deci 90 de grade plus 60. De grade amândouă. 150 de grade. Și acum, conform cazului de congruență din cele trei lucruri clare, latură, unghi, latură, deci latură, unghi, latură, conform cazului acesta, deci conform cazul latură, unghi, latură, triunghiurile luate în discuție sunt congruente acum, da? Triunghiul D, C, E. Congruent cu triunghiul ABF. Triunghiul ABF. Și dacă sunt congruente, și celelalte trei elemente nefolosite sunt congruente. Sunt congruente. Care sunt cele nefolosite? D, unghiul D, unghiul D, am și aici. A, unghiul CDE. CDE. Congruent, nu, și unghiul CFB. De ce, mă? De ce te-ai dus la CDE? Ăsta cu ăsta, de ce? Păi ăsta la cine se uită? Spre ce e? Păi asta vreau să zic acum. Hai, zi. Pentru că unghiul D se uită înspre ce e și unghiul F se uită către CD. Și cu CB. Și cum ele sunt congruente ca latura triunghiului echilateral, sunt și ele unghiuri congruente. Deci, spunem clar, CDE, unghiul CDE, congruent cu unghiul... Congruent cu CFB. CFB. și îmi spunem, în paranteză, privesc, scrieți în cuvinte, da, privesc spre laturile congruente CE și CB. Privesc spre laturile congruente CE și CB. În cuvinte scrieți ca să fie și mai clar. CE da, și CB. Da. Spre laturile congruente CE și CB. Și cu care unghi a mai rămas? Care unghi? Păi ăsta l-am folosit în demonstrație, ăsta m-a arătat cu ăsta cât ăsta. Care unghi a mai rămas? Cu care unghi? Am zis cu F, C, B, C, Miruna, hai. B, C, F. Bun, B, C, F. Cu C, D, păi D mă duce aici. C, E, D. Adică ăsta de aici cu ăsta de aici. Da. Ăsta privește spre latura DC, iar ăsta de aici privește spre BF. Adică, da? Da? Deci ăsta de aici, B, C, F, privește spre BF. Da. Dar BF, latura BF, e cât DC, am spus noi. Și spre DC privește ce e D. Dar putea fi și din alt motiv. Că dacă două unghiuri sunt deja congruente, discutat, am discutat asta, adică ăsta e cât ăsta și ăsta e cât ăsta, al treilea cu al treilea, pentru că se completează la 180 de grade. Deci este natural. Însă am insistat pe unghiuri opuse între unghiuri congruente, având laturile opuse congruente și unghiurile sunt congruente. Deci adăugăm aici că, Miruna, spune-mi tu, B, C, F. Unghiul B, C, F, congruent cu unghiul C, D, E, D, da? C, E, D. Și motivul clar este același ca și în situația de mai înainte. Privesc pe laturi congruente, toate se spune, privesc pe laturile congruente B, F și respectiv D, C. BF și DK. BF și DK. Privesc cele două unghiuri. Și am spus trei elemente trebuie să fie. Mai este unul. Încă un element. Dacă mai să ne... Care este? Hai să ne judecăm. Ia uităm ce am folosit. Zic. D, F, A. D, F, A. D, F, A. Ce triunghiuri am luat noi în considerație, Mihai? Ce triunghiuri am luat? Ce cauză în altă parte? Ce triunghiuri am luat noi? Și ce motiv am luat? Ce motiv am avut ca să ne oprim la cele două triunghiuri? Ce am vrut noi să demonstrăm? Cine? Că D e congruent cu CF. Și tocmai asta n-am folosit-o. Adică, ca și concluzie, asta trebuie să spunem. Trei din ele sunt deja folosite în demonstrație și în bărbați trei. Unghiurile și latura D, F, tocmai asta era miezul problemei. Trebuie demonstrat. Cum D... D e, care e latura triunghiului ăsta, este cât CF. Așa am zis, în capul meu. D e congruent cu CF. Cu CF. Și cu asta am terminat și congruența acestor două. Vedeți, eu am insistat și insist în continuare. Am avut aici, după ce v-am pus la punct, cred eu, am făcut efortul maxim să vă pun la punct cu cazuri de congruență, să înțelegeți bine cazuri de congruențe și acum am trecut la practică. Da? Și văzând că data trecută am avut greutăți, am zis, poate acum merg lucrurile mai bine. A fost un pic mai bine, dar încă nu avem antrenamentul de a înțelege bine că de fiecare dată ne propunem să arătăm că triunghiurile sunt congruente și trebuie să ne plasăm într-un caz de congruență clasic, știut. În baza elementelor pe care le avem în ipoteză, căutăm să folosim cazurile acelea, să vedem cum putem aduna elementele necesare pentru a putea pentru a trage concluzia că triunghiurile sunt congruente. Și dacă sunt congruente, și celelalte elemente sunt congruente. Și le spunem iarăși, tu de aici, tu de aici, tu de aici, tu de aici. Da? Trei le-ai folosit deja în demonstrație și mai rămân celelalte trei pe care le scrii. Acest lucru trebuie să-l faceți cu foarte multă grijă. Vedeți, aici aveți practic 5 triunghiuri de luat. 5 situații de acestea. Da. Avem asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta. Și sunt 5 aici, 1, 2, 3, 4, 5. Și ca să închide circuitul, este și cu altul acolo. Deci aveți de făcut, am făcut acum, cât am făcut? Două cazuri. Congruența cui? Am făcut congruența lui D-E cu AF. Da? Da. O congruență și o altă congruență. Două congruențe. Două. Din aceste două congruențe am făcut, da? Și voi mai aveți pe asta, pe asta. Deci încă două sau chiar trei. Ca să prindeți în final rezolvarea completă. La geometrie nu putem face pași și nu putem face progres dacă nu avem lucrurile la bază înțelese. Iar voi ce faceți este total greșit. Este o practică aceea de am tema pentru acasă, am probleme 13 și 17, mă duc la 13 și 17 și vreau să fac problema. N-ai nicio șansă. Trebuie să te uiți pe teorie, să înțelegi bine lucrurile și după aceea să te apuci de problemă. Da? Deci ați văzut ce am făcut eu. Datorită faptul că nu aveam cazuri de congruență știute, am zis, hai să le punem la punct. Și am folosit acest prilej ca să și construim cu compasul, cu nu știu ce. Deci m-am gândit la o chestie importantă, interesantă. Dar trebuie să depun și voi efort. Dragilor, nu se poate face matematică ca și cum se duce așa, stai ca, știu eu, la plajă. Și când ne referim la două triunghiuri copii, haideți să vorbim despre ele, nu ne mai uităm și în alte direcții. Deci acolo suntem focalizați cu atenție. Numai pe cele două triunghiuri care le-am luat în calcul. Că așa începem să aberăm și zicem din toate... Da, ce căutai tu pe la D-A-F, când noi aveam atât în cap, în mintea noastră. Triunghiul ăsta și cu ăsta. Ăsta două, acolo eram. Și dacă ne concentrăm acolo, rezolvăm, reușim. Da. O să ne oprim aici, că am obosit. Rămâne să vă uitați pe filmul ăsta, pe alte filme care le-am mai făcut. Observați, profulonline depune maxim efort. Dar voi să învățați și voi să folosiți lecțiile din urmă. V-am rugat cu lecția asta să o refaceți și voi. Miruna, ai făcut acest lucru, trebuie să remarc. Însă trebuie încă un plus. Efortul a fost făcut, dar insist încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, până când înțelegem foarte bine. Deci, la prima citire s-ar putea să nu înțelegem. Asta este. Dar dacă încă o dată vedem filmul și bucata aceea care nu înțeles-o, o jucăm de 7-8 ore acolo, până când înțelegem. Nu există. Nimic în viață nu se poate obține decât prin efort. Nu aveți cum altfel. E mult de scris și pe voi vă obosește, dar o să reușiți să înțelegeți. Da, redactarea corectă, pentru că, atenție, profesorul, când ai făcut o lucrare, ai dat o lucrare și discuți cu el numai prin ceea ce redactezi, nu stai de vorbă, nu-i spui în cuvinte. Cum ai gândit-o? Cum ai gândit? Nu stai de vorbă cu el. El acasă se uite, ce-o scris asta, mă? O scris asta și asta, e bun aici. Nu, aici n-am înțeles. Taie aici. O scris o trăznaie. Fetița mea, când era în clasa a 6-a, cum să vă spun acest lucru, am luat locul întâi pe țară, la matematică. Dar ea făcea, cum să spun, cu o plăcere extraordinară. Și singura greșeală care eu, profesorul, corectorul, o depunctat-o cu 10 sutimi, a fost aceea că, vă zic, triunghiul, i-au desenat triunghiul și cu creionul și eu zis A, B și pixul i-a fugit aici. Ce? Adică nu mai trasat pe bucla de la B și au zis că e P acela. Și am toată redactarea, o să ABC și nu știu ce așa. Vreau să zic că acolo eu văzut P scris. De unde e P? Era o prostie, o bătaie de joc. Am fost la contestație, că iar nu putea să accepte. Eu zis, tată, e perfect, perfect, perfect. Și așa acum mă amintesc că era profesorul Cărbunarul de la București. O luat din mână și m-am dus la profesor și a spus, Doamne, totuși. Dar în toată demonstrația, aveți vreo clipă pe-ul folosit? Nu. Păi, clar că... Și se vede cum a fugit pixul, adică cum a fugit... Știți bine că uneori biluța aceea nu lasă urma. Da. Lasă urma. L-a lăsat urma. Era urma lăsată. Și proful a văzut ce vrei. Și atunci i-a spus, Doamne, am și eu voie să scap. Deci ne-ai dat 10 perfect. De ce dar numai 990? Că asta era nedumerit de ce 990? De ce nu a fost de 10? Că a făcut-o perfect. N-a dat niciun motiv să... Da. Numai pentru că e făcut fix. Da, asta s-a părut. Și asta vă spun. Și a luat totuși locul de pe țară. Atenție, locul de pe țară. Dar cum lucra, dragilor, cum lucra? Era ceva care, mă rog, nu am stat niciodată de vorbă. Ca stau de o parte, stau și eu să fac o problemă cu ea. Vedeți, nu cu tati. Nu. Era treaba. Vă spun așa, și băiatul și ea, diferențe de 2 ani între ei. Și când veneam eu obosit la școală, la multe probleme, așa, pe care le-am rezolvat, și hai că am găsit o problemă în gazetă, nu o poți face. Și mă furiau, putea seama, mă furiau chestia asta. Și mă concentram eu și chiar nu puteam face. Nu puteam face. Eram și obosit, eram și... Hai zi, lasă că mă înveți, nu-i problemă. Da. Mi se pare genial. Da. Sigur că îi luam în brațe așa de bucurie, că mă depășeau cu chestiuni frumoase, le găseau peste zi, studiau, dar asta înseamnă că le împrumutasem ceva. Dorința de a face performanță. Deci dorința de a face performanță. Nu o să mai înveți. Da, nu mai înveți. Ascultă, mai înveți, ai timp. Da. Un profesor de mare, chiar la chitare. Da.